Proiectul privind drumul de mare viteză Timișoara-Pancevo este susținut la nivel politic de ambele părți și suntem încrezători că el se va concretiza în viitorul apropiat. La nivel tehnic a fost stabilit calendarul pentru implementarea etapei de realizare a studiului de fezabilitate. Relația bilaterală excelentă cu Serbia, cu care vom aniversa 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice în 2019, se reflectă cel mai bine în nivelul schimburilor comerciale care au crescut constant în ultimii ani. Suntem încrezători că această tendință crescătoare va fi menținută și în continuare, având în vedere potențialul oferit de economiile noastre. Privim cu optimism spre anul 2021, când Timișoara și Novi Sad vor fi capitale culturale europene, ceea ce va oferi ocazia promovării unor proiecte comune, la întărirea contactelor între oameni, creșterea cooperării culturale și a gradului de atragere a turiștilor. Suntem încrezători că negocierile pot avansa într-un ritm mai rapid, pe baza meritelor proprii, a îndeplinirii tuturor angajamentelor și criteriilor prevăzute în Tratatul Uniunii Europene.